tare mă bucurat că mă gândesc că erau tare aroganță. Salut la toți! Eu mă numesc Cardo și fac parte din echipa DreamApps. Mă bucur să vă vedem aici, în format offline, să ne conectăm aici, să discutăm. Avem subiecte destul de interesante astăzi de vorbit și sper că o să vă placă și o să vorbați această seară alături de noi aici. Înainte să încep un moment organizatoric, în această sală trebuie de purtat mai și durata evenimentului sau alt format este să păstrăm distanța între noi. Măcar un metru. Așa că vă rog să alegeți o opțiune una din alta. Da, dacă suntem familie? Da. Pe distanță. In the same household. E ok. Noi vrem să facem și fotografii pe durata evenimentului și cumva ori păstrăm distanța, ori purtăm mâști. Așa că vă rugăm să alegeți una din opțiune. Bun. Cred că putem să începem acum. După cum ați văzut, și subiectul nostru de astăzi este soluții tehnologice accelerate de criză. Și anume de situația care se întâmplă acum la vecinii noștri și în lume și care o simțim și noi aici. Dar înainte de asta vreau să vă spun welcome. Bine ați venit. Da, după cum am spus, suntem încă în perioada de COVID, nu a plecat nicăieri. Și respectiv trebuie să respectăm normele epidemiologice. Așa că vă rugăm să încercați să respectați. Vreau să mulțumesc partenerilor noștri. Și în special partenerul general Orange Systems. Acum, pentru cei care nu cunosc, noi ne aflăm în Orange Kitchen, care este parte a Orange Systems și este un loc minunat în care se poate de lucrat și de făcut și de strâns suport de așa evenimente NICE. Și evenimentul partenerilor care este Aurelius, aici puteți să vrați vinuri. Avem și la bucătărie, după ce se termină partea de Fireside Chat, care eu numim în Startup Rant, adică acest interviu între invitați. După asta o să putem să ne ducem la bucătărie, să mai luăm o felie de pizza și să mai facem networking. Dar dacă vreți și aici să fie vin, vă rugăm să luați. Un pic de context. După moha.md este o platformă care a fost dezvoltată recent cu ajutorul Vitalie Șanu și la inițiativa Moldova pentru Pace, care este un grup de lucru pe lângă Ministerul Afacerilor Interne și Guvernului, care ajută la facilitarea situației de criză și anume situația de refugiaților. Respectiv a fost creată această platformă care conectează gratuit persoanele care vor să ajute refugiații și de altă parte refugiații care au nevoie de anumit serviciu, cum ar fi cazare, mâncare și alte servicii, transport. Respectiv, într-o perioadă scurtă, în câteva săptămâni, au fost deja mii de cereri și cumva ajută la această situație și la automatizarea proceselor, anume a voluntarilor care sunt mici și vor să ajute la această situație de criză și, respectiv, această platformă permite ca oamenii să se conecteze și să ajute cu motivația pe care au și resursele pe care le au. Respectiv, vom discuta mai în detaliu și despre asta astăzi. Vitalia a făcut-o într-un timp record și îi mulțumim și lui pentru această muncă. Noutăți de la DreamApps, pentru cei care nu cunosc, Startup Grind este un eveniment organizat de DreamApps, respectiv aici puteți să vedeți colegii mei, care o să vedeți și pe durata evenimentului. Și noi în ultimii 5 ani am organizat 10 de evenimente Startup Grind, în care am adus mulți antreprenori, persoane faine din diferite colțuri ale lumii, care au venit aici și au povestit istoriilor, experiențelor. Și ne-am jucat aici, s-au făcut multe parteneriate, prietenii și din asta au ieșit cumva lucruri frumoase. Noi la moment avem un accelerator care îl rulăm în perioada dată și se numește Accelerator. Este un accelerator idea stage în care ajutăm startup-urile să-și valideze ideile și să lanseze un MVP sau chiar să lanseze propriul produs într-un timp scurt, în 4 luni. Și în această ediție ne bucurăm să vedem foarte multe participanți din foarte multe țări, deci puteți să vedeți țările de unde sunt ei. Majoritatea din ei sunt moldoveni care trăiesc în diaspora, pentru că este un accelerator online și ne permite să strângem persoane din diferite colțuri al lumii. Ei se conectează cu mentori, cu experți, lucrează împreună, se conectează și cu alți fondatori și au posibilitatea cumva să-și valideze ideea în această perioadă de 4 luni, respectiv într-o perioadă de accelerare și la sfârșit o posibilitate să primească și investiții.
Un alt proiect care vrem să lansăm în curând este, se numește Dreamable, este un preaccelerator, adică este un program pentru cei care vor să învețe ce e asta startup și să, practic să testeze o idee. Da? Are o idee, nu e sigur, respectiv poate să intre în acest preaccelerator și practic să testeze această idee și să învețe tot ce e legat de startup-uri, cum se face un startup, care este diferența dintre o afacere tradițională și un startup, cum se face un MVP și așa mai departe. Respectiv este un preaccelerator pentru studenți și lideri profesioniști, persoane care sunt gata să, și vor să au motivație să învețe ceva și dacă au o idee, de exemplu, poate să o intre și să o testeze timp de 2 luni. Aplicările vor fi extinse în curând, pentru asta urmăriți pagina Dreamhouse. Noi planificam să avem un eveniment mâine, însă el a fost notat pentru săptămâna viitoare. Este un eveniment în care vrem să adunăm toate inițiativele sau organizațiile care au care ajută refugiații și respectiv sau se întâlnesc cu o problemă sau au nevoie de anumite resurse sau anumite soluții pentru a facilita anumite procese. Respectiv noi încercăm să adunăm la acest eveniment comunitatea de IT, toți cei care au soluții sau vor să dezvolte o soluție și să conectăm cu organizații sau cu inițiativele cele care sunt deja existente și ajută la facilitarea acestei crize. Și respectiv la acest meetup sau eveniment, vrem să adunăm ambele părți ca să discutăm și respectiv și să oferim anumite oportunități care vin din partea la UNDP, respectiv au posibilitatea să aplice și la un call lor și respectiv să creeze anumite soluții tehnologice. Așa că dacă sunt aici pentru voi persoane sau aveți o companie de IT sau sunteți specialist de IT sau aveți prieteni care vor să facă anumite soluții digitale, tehnologice, care ajută la această situație de criză, respectați, sunteți invitați. Încerc scuze că aceea este o greșeală de zi, ori cred că o să rămâi aceeași, dar săptămâna viitoare acest eveniment va avea loc, așa că vă rugăm să urmăriți sau noi vă trimitem și e-mail-uri. Așa că dacă doriți și aveți motivația, vă așteptăm acolo. Avem și un podcast, nu ne place să explicăm antreprenatul tehnologic pe înțelesul tuturor. Podcastul numește Blueprint. Ceea ce încercăm noi să facem prin el, să povestim anumite istorii la startup-uri, cum au loc viața de zi cu zi într-un startup, ce se întâmplă din culisele unui startup și cum practică, ce înseamnă să fii antreprenor tehnologic în Moldova și nu doar. Și respectiv avem așa un serial în care noi o povestim, avem un sezon nou cu startup-ul What's Now. Noi practic le povestim istoria lor, cum ei au început și practic ne vedem odată în 2 săptămâni cu ei și încercăm să discutăm despre update-uri pe care le-au. Și respectiv timp de jumătate de an noi povestim istoria lor dacă ei respectiv ajung la un succes sau dacă nu, unde ei ajung în acest jumătate de an într-o perioadă activă, respectiv noi ne vedem cu ei și ne povestesc. Avem și alte podcasturi cu Diana Ivanov, cu startup-ul Kido, care este pe Blueprint by DreamUp și respectiv puteți să găsiți pe toate platformele de streaming. Dar și ce este Startup Grind? Startup Grind este cea mai mare comunitate de antreprenori, de startup-uri din lume. Sunt 10.000 de antreprenori care sunt conectați cumva cu această comunitate. Și noi, voi acum sunteți participați la eveniment Startup Grind Chișinău. Noi avem cumva licență și putem să-l facem în Chișinău din 2016, dacă nu mă greșesc. Și din acea perioadă noi am adus 10 de antreprenori din diferite țări. Respectiv, Startup Grind există în peste 125 de țări și orașe, unde sunt diferite chapters, da? Respectiv, voi puteți merge în București să participați la un Startup Grind, voi puteți merge în altul oraș, unde toți întâlniți comunitatea de Startup Grind. Și încercăm să aducem invitați faini, cum am făcut-o și astăzi. Și respectiv, nemijlocit ajungem la partea, da. Da, mersi. Avem câteva valori care sunt importante în comunitatea de Startup Grind. Noi credem în prietenii, nu în contacte, adică noi încercăm cumva un fel de giving back to the community, respectiv oamenii care vin aici fac sharing la experiența lor, așa loc timpul lor, ca să fie aici și respectiv aveți posibilitatea să faceți conexiuni importante pentru voi sau chiar să construiți startup-uri probabil în viitor. Respectiv, cum am menționat, giving back, da? Noi credem că este important de oferit
nu știu, la perspectiv, noi credem că sharing, acest sharing de experiență și cât mai mult discutăm între noi, respectiv, pot apărea lucruri frumoase. Și noi credem că cu ajutorul la fiecare din noi putem să facem lucruri frumoase, respectiv, din acest motiv, cumva, Startup Grant este așa de mare și, respectiv, sunt zeci de mii de persoane implicate în această comunitate pentru, cumva, e un fel de sharing experience. Și am ajuns la partea principală astăzi și după cum cunoașteți și ați venit astăzi, îl avem invitat pe Vitalie Șanu, pe care vreau să-l invit acum aici. Și moderatorul nostru de astăzi, care este Mircea Țâră. Da, începem imediat, doar un moment tehnic. Dacă ce schimbă. Aici puteți vedeți un QR code. Logica este simplă, voi scanați acest QR code și o să aveți posibilitatea să adresați întrebări pe durata evenimentului. Scanați QR code, la voi să apară o box unde puteți să scrieți întrebări. În moment ce scrieți o întrebare, ea să apară pe ecran. Și respectiv, Mircea o să aibă posibilitatea să adreseze aceste întrebări în detalii. Respectiv, aveți posibilitatea să interacționați cu durata evenimentului cu speakerii noștri. Acum, după aplauzele voastre, putem să începem. Mulțumesc, frumoasă valoare Startup Grind, nu știam că sharing is caring și la voi mult accent pe clienți. Bună seara, încă o dată tuturor. Astăzi discutăm cu un invitat versat și interesant, cu Vitalie. Cofondator și CTO la Sufragio, cofondator Privez.eu și coautor, nu știu cum se numesc. Nu este toate, dar ai multe, știi, nu este toate data trecută. Totuși ai lansat, într-o perioadă foarte scurtă, două platforme care au ajutat în această criză, după Moha și Wacheu. Nu știu, eu am dubii că lumea de astăzi nu te cunoaște, dar facem foarte succint ancheta, cine este Vitalie Șanu, de cât timp ești în IT, ce te pasionează. Vreau să încerc cu frază, niciodată nu mi-am căutat de lucru. Da, de când mă știu eu, lucrul mă găsesc întotdeauna, nu știu cum pe mine. Exact așa s-a întâmplat și cu platformele astea, pe 20, exact după ce s-a început război, la câteva zile, încep să mă spun tot, să mă întrebe cum pot să fac un sistem IT, să recomand o companie, chestii de astea. Și dacă se pornește ciclul ăsta prin companie, prin tendere, mi-a zis că se termină război. Și cum mi-am oferit ajutorul meu, gratuit, și cumva de aici pleca tot. Dar pentru prima dată am colaborat cu guvernul și pentru prima dată am colaborat cu voluntari. Până acum, cumva, făceam și urmușchii mei, așa, zi de zi. Programez de la vârsta de 12 ani, atunci, spre umirea voastră, erau calculatoare, din 80, nu mai țin minte cât. Și, mă rog, de la vârsta aceea, practic, în fiecare zi îmi găsam ceva să programez. Am programat, cred că, în vreo 15 sau 20 de limbaje de programare, nu mai țin minte. Toate tehnologiile care le știți, ca pe toate le-am încercat. De obicei, adopt tehnologiile mult mai înainte decât moldovenii le cunosc. Deja când moldovenii vin peste mine, eu deja mă duc acolo. Cam așa e viața mea. Foarte succes, mersi. Vreau totuși să mai discutăm despre soft skills, lumea să te cunoască mai bine. Zim programul tău de lucru, zim cum îți place să lucrezi, în echipă sau totuși ești mai single ca și antreprenor în IT? Am lucrat perioadă singur, pe urmă am găsit un american, Jeff din Statele Unite, am lucrat cu vreo 15 ani, cred că. Dar tot lucram cu meu parteneriat. O să discutam împreună ce idei facem, facem soft, aplicații de iPhone și așa mai departe. Și după asta chiar am făcut o echipă de programatori, trei programatori și încă o fată care ne-a ajutat cu alte chestii. Și până la urmă, cumva, s-a distrumat echipa asta și am început mai departe singur să fac proiectele mele, chiar singur. Adică toate proiectele care le vedeți de mine făcute, singur le scriu la zi. Totuși astăzi ești cofondator, ai parteneri în proiecte, cauți oameni care, ai spus tu, suplimiesc cu de-a da, eu vorbesc de
vorbesc de codul care, produsul care e făcut, dar de obicei strategia mea e următoare. Chiar dacă eu am o idee și o fac produs, eu n-am posibilitatea și nici n-am interesul și nici nu poate să o întrețin sau să o vând. Și de obicei găsesc cu cineva care se regăsește în ideea asta și o ridic eu pe departe. Ok. De exemplu, cum este la privesti o Radu Chimriga, a avut mea pe este Artur Gurov. Mi-a plăcut mult într-un interviu, tu ai spus că misiunea ta este să găsești soluția ca să prelungești viața, da? Să te mori. Da, e să diferit de acolo. Să-i rog, cum share comunității, ce presupune asta pentru tine? Să începe iar chedul din nou. Am fost un ched, nu știu sigur dacă toți v-am înțeles ce am avut în vedere. Misiunea programatorului, hai să spun așa, să trăiască veșnic. Și explicația e următoare. Un om simplu, el trăiește cât trăiește memoria lui, memoria despre el. Da? Un scriitor, de ce trăiește mai mult? Pentru că el, prin ideile lui, prin cărțile care le scrie, cumva generații întregi, află ce a fost în mintea lui și respectiv trăiește mai mult. Programatorul are un avantaj foarte mare, că el instantaneu poate să ajungă la milioane de oameni ce face el, creează, scrie cod. Și avantajul și mai mare, că parcă oamenii cumva interacționează cu mintea lui, înapoi, spre deosebire de scriitor. Și asta se primește că tu trăiești veșnic, nu în durată, nu în timp, dar în multe vieți paralele. Care tu, cu fiecare interacționezi, de exemplu, o oră pe zi, dar cumva e cu codul care tu l-ai scris. Cam asta e. Și am secundit atunci, ținut câteva mii de ani, dacă pui pe Google Analytics fiecare care a interacționat cu produsul tău. În cazul ăsta, toți oamenii din IT o să deveni monitori, pentru că codul lor o să fie veșnic în online, respectiv. Da, dar adică cu cât mai popular e codul tău, cât tu devii practic mai monitor. Pur și simplu, nu întotdeauna se păstrează relația asta. Autorul, cine a scris codul ăsta, e bine știut. Dar dacă te uiți, fiecare programator, când îți face un fișier nou, o clasă nouă, da, scrie deasupra în ce an și cine l-a făcut și ce face codul ăsta. Și câți ani o să trăiască de tare? Nu știu, dar mă zic. O prognoză. Păi v-am spus, de-am câteva zeci de mii sunt de acolo, ați mai. Dar asta e așa, o temă filozofică. Back to tech. Hai să vorbim despre platformele care le-ai creat într-o perioadă super scurtă de timp. Am înțeles corect, săptămâna trecută erau 16.000 de actualizări de accesări pe Docomoha și ce mi-a făcut interesant de spus, 15% din site-urile astea erau făcute de Artificial Intelligence. De detalii. E foarte dificil să discuți cu jurnaliști care... E mai ușor de arătat de spus. Dar uneltele pentru programator acum foarte mult evoluat, în care tu scrii practic o carte, cum scriu jurnaliștii sau scriitorii, dar în spate este un creier artificial care cumva găsește pattern-ul pe astea, ce cum te scrii și automat îți propune să scrii în locul tău câteva fraze sau câteva declarații de cuvinte. Și tu numai apeși spațiu și automat completează ce vrei tu să spui, pur și simplu el mai rea decât tine gândești și îți arată. Dar și tu îți lucrurile și tot asta, cumva... Acum, chiar ieri, Microsoft a publicat, a făcut un plugin pentru Visual Studio, care practic îi spui cu cuvinte la AI, vreau să, nu știu, să faci o funcție care scrie un Twitter, un fraz de lucru și o trimite pe Twitter. Dar, practic, ți-o faci într-o secundă, funcția asta și lucrează. Cam așa nivelul a ajuns uneltele pentru programator. Respectiv pentru oameni de rândul mai greu să fie, dar sunt deja. Unele când te ajută să scrii romani, sau chiar scrii capitolul întregi pentru tine, îi poți scrii, dar eu. Deci Siri și Alexa pentru programator. O să vă ușureze viața? Aici sunt mai avansat decât Siri și Alexa, să spun așa. Mult mai avansat. Referitor la prima întrebare, cât de repede am făcut, 16.000 de requesturi. Eu am pus, lumea de multe ori se uită la cifre absolute și nu știu ce înseamnă asta, dar ca tare sensul era cu cifre relative, că direct de crește utilizarea unui site când el este util oamenilor.
Și acolo 6.000 de requesturi, asta, tu când deschizi o pagină la web server, nu este doar un singur request, un HTML, dar vine și JavaScript, și CSS-ul, și mai departe. Și de asta datele astea sunt valabile pentru mine, că eu să văd că încărcați serverul, dar ele nu sunt valabile pentru oameni din marketing sau din chestii. Mai mult ca să vezi că încărcați serverul, nu că să vezi exact câți oameni vin. Și totuși tu ai implicat o grămadă de tehnologie acolo, era și, nu știu, Careless MSC, aplicația pe iOS. Da, bă, tehnologie sunt multișoare acolo. Hai să vorbim un pic mai tehnologic. Eu nu știu, dar câți de voi sunt dezvoltatori? O treime. Poate pe înțelesul tuturor să ne explici ce trebuie să știm, dacă vrem să... Nu, să nu-și primească aici că eu, da, vorbesc într-o limbă mai necunoscută pentru mulți, ales voluntari pe când mă aud cu toate acronimile astea, să zic formă și... Bine, eu să încerc doar să povestesc, probabil o să fie mai puțin boring pentru ăștia care codează, dar poate mai interesant pentru ăștia care nu codează. Scurt. Da. Scurt. Primul, la după muca, sensul a fost în felul următor, ca omul când vine să fie un fel de 1-1-2 modern, în care tu dai un cerc și automat vezi punctele cum ele sau step-urile cum ele s-au luat în lucru, s-au trimis la un helper sau fixer l-au analizat, s-au trimis la depozit și mai departe. Din păcate, din prima perioadă, când a fost, s-au dat așa de mulți cereri, că lumea, pur și simplu, dă de cereri și aștepta cumva scrisionat sau nu cred că e interacțional. Probabil, dacă o să balanceze și voluntariul să lucreze în real-time, adică o să-și permite lucrul ăsta ca în real-time să vadă cererea nouă și întotdeauna să discute cu refugiatul, probabil o să fie mai mare satisfacția refugiatului, până când sistemul ăsta doar eliberează niște etichete, etichetele astea cumva se duc în sistemul intern de procesare, voluntarii îl deschid, respectiv văd toate mesajele care au fost până la el, de exemplu, dacă a lăsat un mesaj adăugător refugiatul, cum poate să vadă dacă mesajele vin de la cancelare, de la 112 sau la Neverti. Tehnologii, mai sunt SMS-uri, acum noi am activat când cineva, când vine un tichet de la 112, de exemplu, refugiat, sună la 112, după asta, automat, în real time, se duce la Neverti, la guvern. Guvernul decide că noi trebuie să trimitem la voluntari și când apas butonul trimit la voluntari, practic se înscrie în bază de dată voluntari și totodată voluntarii trimit un SMS pe telefonul care l-a sunat la 112, că uite, s-au luat etichetele un loc, tipul ăsta. După asta, când, exemplu, dacă etichete alimentare, voluntarii decid să trimite omul acesta la depozit. Mai vine un SMS cu un link în care îi scrie. Apeși aici, îți arată unde te duci ca să-ți iei pungile cu mâncare și așa mai departe. Un sistem semi-automatizat, pentru că foarte mult contează încă și fixerii, cum îi numesc ei, decid cui dau, la ce depozit trimit, câte pachete îi dau, dacă se merită, și mai este încă un mecanism, o aplicație în care încă nu a fost aprobat pe Apple și merge cu întreagă sfată cu tine și dacă ei, de exemplu, fixerii poate hotărască să trimite la oamenii de acasă care au aplicația, să hotărască să ajute. Și, de exemplu, soția mea a trecut trimis vreo 4 sau 5 pungi de amori cumpărat. Sunt alți prieteni de noștri, tot care au cumpărat totul mult. Adică sunt câțiva oameni, dar sperăm că o să fie aplicația publică să fie măcărat. Foarte multă lume de bună credință în situația asta de criză au ajutat, s-au implicat ca și voluntar, ca și oferi de spațiu. Tuturor care au venit de peste Nestru. Zi-mi, te rog, cum vezi tu comunitatea, oamenii care sunt aici, de exemplu, cum pot ei să se implice în așa situație și cum putem să fie mai alături, să ajutăm mai mult? Cum poate comunitatea din IT să ajute oamenii? IT-ul întotdeauna poate să ajute în criză, făcând soluții care ușurează munca voluntarilor sau refugiaților sau celor care vă să ajute. Anume, asta i-am făcut. Acum, eu nu știu ce oameni sunt aici, dar cel mai simplu să instalați aplicația și să ajutați direct cu o pungă de alimente sau să donați, sau, de exemplu, cazare, folosiți sau transport, este cam asta e. Mulțumesc!
Adică și mai ales că echiști cumva au, își permit luxul ăsta ca să ajute alți oameni. Ok, dacă să ieșim din barierele țării noastre, da, vorbim global, multe crize, multe situații care cumva depășesc competențele noastre, cum vezi tu IT-ul că o să facă o lume mai bună în viitor? Toți din Silicon Valley ies cu motorul ăsta că compania lui schimbă lumea într-una mai bună, adică eu l-am și aduncă aici. Dar IT-ul întotdeauna schimbă mai... E ca așa o armă, știi, poate fi și bun și rău. Depinde cum o folosești. Noi, de exemplu, cu Artur încercăm democrația să schimbăm și lumea nu înțelege cum și asta și cum. Dar de obicei toate ideile foarte bune și care sunt revoluționare, nu sunt înțeleg de început. Asta eu, nu știu acum, dacă intrăm pe topicul ăsta de start-up-uri, cei care nu sunt în domeniul start-up-ului, de obicei o companie care devine de succes, de la început nimeni nu crede în ea. Pentru că pare o idee bună, o idee proastă, într-adevăr e bună. Și respectiv, dacă era bună și s-o cotit de tăți că e bună, deja era să fie implementată. Cam asta e strategia. Și când pornești o afacere și nimeni nu crede în ea, asta e un semn bun. Nu poate fi, nu-i mai trebuie. Ok. Asta e istoria voastră la băut mea, că nu înțeleg. Nu, sunt mai multe istorie. Fix așa am pățat și cu privesc eu. Când prima dată s-a dus, noi am început să filmăm, se uitau toate televiziunii, se uitau noi pătratul. Cine-s băieții ăștia? Ce fac aici? Am venit cu o cameră care nici nu lucra ecranul, în care să te vezi. Bun. Noi tot pornim cu multe start-up-uri. Eu văd o întrebare aici bună. Care a fost cel mai de succes start-up? Privesc.eu? Probabil da. Cel mai mare impact care l-a avut cel mai mare impact care l-a avut asupra oamenilor, probabil a fost privesc eu. Adică, probabil, mulți oameni nu-și dau seama, dar în spate, mai toți jurnaliștii folosesc privesc eu acum. Și chiar dacă vedeți foarte multe imagini de la jurnal, de la TV-ul, de la TVR și așa mai departe, de la Televiziunea Moldovei, majoritatea din ele sunt de la privesc eu. Iau contract cu noi ca să preia toate imaginile astea. Și, practic, noi ne-am făcut un fel de middleman dintre oamenii care fac evenimente, spun ceva public și jurnaliști. Și cumva acum e mult mai ieftin jurnalismul în Moldova decât era înainte. Că, nu știu dacă ați văzut, ieșea cineva la declarație și acolo știu 30 jurnaliști cu 30 de microfoane. Acum se duce și câțiva să mai duc și privesc eu cam asta. Noi am micșorat foarte mult conturile la jurnaliști. Ai automatizat piața asta, media? Da, și, da. Semi-automatizat, da. Și câți dușmani ți-ai făcut prin asta? Eu nu știu dacă... Parteneri, mai mult. Noi am observat că jurnaliștii sunt foarte fericiți. Stau din birouri și culeg chestiile astea. Dar șefii lor cumva nu sunt prea satisfăcuți, că nu e spăterie, și ne sunt la privesc eu și așa. Cam asta. Și de asta e foarte greu să vin în sportul ăsta, anume la șefi. Dar sunt unul televiziun care ia ca din principiu ăsta nu vor să cumpere. La două întrebare, destul de faină. Tu de la 12 ani codiezi, cele mai mari dificultăți cu care te-ai confruntat la cursul carierei? Păi, așa e abstract. Ești tot să vorbesc cu omul. Nu știu, probabil cea mai mare dificultate nu e ce fac, dar lumea nu adoptă sistemul informatic care pot să le fac eu. Adică e foarte greu să schimbi comportamentul la om. Și dacă ții nu-ți reușește să schimbi comportamentul și să-l faci mai bun, practic asta e dificultatea care, oricum și pe umerii mei, de exemplu, poate fi UX-ul mai greșit sau UI-ul nu-i place, și n-ai gândit ca nu din partea ta, dar dezamăgirea vine atunci când tu oferi un sistem și oamenii nu îl adoptă. Asta ce deci, chiar poți câștigi un tender și să plătesc cu rămas bani. Ce mai mare dezamăgire dacă el nu-i folosit pe oameni. De ceva exemple din proiecte care încă nu au fost adoptate, dacă excludem? Exemple acum nu pot să dau, dar eu mă așteptam, de exemplu, acum la
Ministerul Muncii situația asta, ca să nu fie adoptat. Adică, practic, un sistem care am făcut într-un weekend, nu e mare investiții, dar închipuți că tu aici trebuie să-i forțezi 100 de oameni, peste 100 de oameni din tot Moldova, ca să introducă refugiați acolo. Unii din ei nici nu știu cum își creează contul. Nu citesc e-mail-uri și așa mai departe. Și că cumva, ministerul foarte repede s-a mobilizat și chiar le face conturi, le face timpuri, le arăta de 7 ori pe zi cum se creează conturi ăstea, numai ca să poată să pornească carul. Dar după ce se pornește, oamenii ăștia practic zilnic, deja își fac un comportament zilnic și întrețând. Asta e cel mai important. Totuși rămânem optimiști să adoptă tehnologiile chiar și în rândul funcționarilor publici la orice nivel. Nu, totdeauna, pentru că devem la plângeri că alte sisteme mai vechi nu sunt folosite. Dar probabil că sunt făcute mai greșit din cauza asta. Dacă e să vorbim despre IT-ul per general în Moldova, tu te implici în multe procese, la nivel de ministerie, la nivel de guvern. Cum vezi tu IT-ul în Moldova în următorii 5 ani? Cum o să dezvolte? Nu mă implic eu la ministerie și guvern, mai critic mai des decât mă implic. Am încercat să mă implic când a fost legea cu copyright-ul. Nu era de lucru, chiar atunci. Da. Am făcut niște legi greșite, care și acum sunt, în care poți fi penalizat, decât dacă tu pui un link la un site, spre, nu știu, un site, nu știu, teroriști, de dacă, chiar dacă pui link-ul, nu? Dacă pui altceva. În scurt, erau niște legi de IT și am înțeles că nu are sens. Deci, ce m-am mai bătut cu dânșii ca să nu fac mecanismul ăsta de filtrare a site-urilor și acum ați văzut că a fost capat CSU la filtrat site-uri și acum noi spunem că ok, super, fake news-uri, dar nu știi și când ați ajung alții la putere, cum să reacționeze CSU ca așa. Cum e în Rusia, cum e. Totuși, de la GEM.coach trebuie să evolueze într-o formă sau altă. Mai avem un vice-prim-ministru, acum avem digitalizare. Nu, sunt niște legi vechi care poate sunt uitate, dar asta și neajuns unui legi proastă, că ies, activează doar atunci când cuiva îi trebuie. Asta e, consider că e legi proastă. Dacă e legi bună, trebuie să o prezentă de ea. Biologica unde ești. O să ajungem și la doamne. Nu, dar tot sunt anonimus. Aici tot e anonimus. Asta sunt anonimus. Da, da, ne-a atacat. Dar pe default e anonimus. Acum am acest capacitățile tale, zic, cine-s anonimus? Bun. Cum crezi că este potențialul de dezvoltare ecosistemului de startup-uri în Moldova? Dacă avem șanse la nivel global? Nu. Pe această nu ești pozitiv? Vai, nu, ok. Da, eu vă scurt ați spus, nu. Eu am fost în Silicon Valley din vreo 2-3 ori. Cumva am stat acolo cu rușii și drept. Da, am fost la diferite acceleratoare, am văzut cum lucrează și mai încă, e tot o altă lume, nu ai cum în Moldova să aduci lumea cei care acolo, de asta și noi, de exemplu, cu Arturi, am făcut, ne-am dus noi cu creatul companiei acolo și cred că asta e cea mai bună soluție. De ce nu o să meargă aici? În primul rând, țara e mică. Asta e un dezavantaj extrem de mare. Pentru că tu din start nu poți găsești foarte mulți utilizatori pentru a crește. A doua, noi nu avem legi pentru investiții. Și cred că de grav nu o să fie. Deși noi am încercat să urmărim oameni care vor schimbi legea, că trebuie de făcut ceva diferit, nu cred că o să fie pentru de grav. Nu există același banal în corporate. Noi avem SRL. Acum, dacă tu ai SRL, tu nu poți să iei investiții așa ușor. Numai așa, după urieti și așa mai departe. De exemplu, un exemplu foarte simplu. Dacă tu vrei să schimbi unul din fondatori, trebuie să se întâlnească toți fondatorii cu soțiile lor la notar. Înțelegeți că
tâmpenii aici, da? Și un investitor care are 10 sau sute de investiții, da, să vină el cu soția lui, nu știu unde, ca să investească ceva sau să schimbe. Asta e una. Mai sunt foarte multe trucuri care sunt în Statele Unite. De exemplu, dacă tu ești angel investor care vrei să investești în startup-uri, este un truc în care dacă startup-ul tău falimentează, tu declari că asta e pierdere și respectiv ai deduceri din taxă. Adică statul, cumva, involuntar, îți ajută ca tu să investești, nu te faci așa de risc cum ești la noi. Sunt foarte multe nuanțe care acum noi puteți mai să ne crezi de dar e răspuns scurt, e nu. Nu ne comparăm chiar cu Silicon Valley, hai mai regional. Nu, nici o startup în Moldova nu o să fie investable, hai să spun așa. Adică chiar dacă o să fie moldovieni de succes, care au startup, startup și-au să fie în Statele Unite. Exact așa, cum trebuie să ne mândrim cu UiPath-ul că e românesc, nu mai este el nici românesc, o să fie în Statele Unite de universitate. Exact așa la Skype. Nu mai este el în Estonia, el stă în Statele Unite. Nici la început nu a fost în Estonia. TransferWise? Toate stau. Stau TransferWise cred că stau în Londra. Okay, cam asta e, cam asta e tot. Da, și cu Estonia, mitul ăsta cu Estonia, cu să faci startup-uri acolo, tot nu este. Că acolo doar tot serviciul o să fie corp. Dacă să ne abatem de la lacunile astea legislative, de taxe, ca să nu putem cumva... Sunt abatem... psihologi, nu psihologi, dar mentalitate. Sunt, oamenii nu știu ce înseamnă a investi. Ei tratează asta ca la banc. Adică, vine un investitor la tine, vrei să iei bani, să ții niște procente, de obicei jumate din companie vreau să iei. Este mentalitatea asta rusească, dacă eu investesc, trebuie să conduc compania și vreau să am celălalt procente. Foarte mulți ruși au chiar și nu numai de aici, din zona asta, dar și în America, ruși care investesc și cumva vreau mai mult bucată decât... La filozofia asta, cu, eu trebuie să iau atât de mult la, de la antreprenor, ca el să nu fie demotivat, ca să lucreze mai departe. Nu am făcut asta. Și la noi, eu, chiar de când m-am făcut ecosistemul ăsta de start-up-uri, lumea nu înțelege cum o să dau bucate de companii, pentru niște bani, ceva, chestii pe asta nu. Nu înțeleg fondatorii sau nu înțeleg în viață? Nici fondatorii nu înțeleg, da. Are idei, vreau să fac, trebuie să fie o mie, cineva să-mi iei bani, vreau să-mi iei cam asta idei. Elena, câți participanți sunt la accelerare de acum? Câte companii? 35 de echipe. 35 de echipe. Vrei să le zici la 35 când am niciun succes în Moldova? Statistică, chiar dacă ții statistică în Statele Unite, să fie 35 de astea, numai... Una din ei o să ai succes. Așa că două. Și mai mare. Eu tot încerc să intri în balanță, voi să-mi dau timp. Poți să pornești din Moldova? Poți să pornești din Moldova, da. Eu ascult, poți să pornești din Moldova, din România. Dar, până la urmă, ideea următoare, că ecosistemul de startup, fondatorii, să aibă de câștigat dintr-un succes care să fie local. Dar statul nu se aibă de câștigat așa de mult cum câștigă Statele Unite. Și mai este, sunt alte probleme cu TVA-ul, nu am mai spus. I-am tăt să îmi spare că e unul vorbă. Că asta e așa, nu știu, altfel cu TVA-ul. Nu înțeleg chestia asta, dar în minus foarte mare. Ok, totuși se poate porni din Moldova și să mergem cu demonul. Zi-mi, te rog, despre trenduri, zi-mi despre ce să atragă atenția comunitatea de tineri, oameni din IT. Eu, by far, și mai, ce mai succes o să fie în ultimii, nu știu, 100.000 de ani. Cine ești, în ce tehnologie, în ce zone de business? Din orice, orice. Eu, așa de mult, îți face distrapt în toate zonele, în care activează oamenii, că nici nu pot spui în care nu, știi că spun așa, în orice. Că cum a fost valul ăsta cu IT-ul să bagă peste toate business-urile, acum este valul cu IT-ul să bagă peste toate sisteme informaționale care există. Cum poate Moldova să treabă? Aici profită doar China, din IT-ul și din greu profită. Mai puțin Statele Unite, dar ei cumva au tehnologia.
Europa cumva s-a înglodat cu GDPR-ul, Moldova nici cum. Moldova, pur și simplu, așa de puțin date are și nici n-are sens să le aduni. Adică, cel mai simplu exemplu, limba română, ca să faci recunoaștere limbii române, ați văzut cât de prost merge recunoașterea. Pentru că nici o companie mare nu vrea să investească în limba română, care circulație mică, are 20 milioane. Dar dacă nu vorbim de aspectul lingvistic, start-up-ul de aici care sunt. Adoptă ușor tehnologia aia. S-au pornit și start-up-uri care ajută. Acum este faza asta în domeniul inteligenței artificiale încă în care se colectează date. Și e ca noi aici putem să avem un avantaj, forță de muncă ieftină, în care ajută AI-urile să devină mai deștepte. Și chiar Silicon Valley este un start-up, am tot cum se e făcut un băiat de 19 ani, se pare că au angajat foarte mulți oameni și cumva, am făcut un sistem automatizat în care colegi date și pun oameni să culeagă date, să îndeță eu. Nu, de exemplu, nu știu, ce să vă dau, presupun Tesla, are nevoie ca să îndeță aiul lor, ca să înțeleagă cum e bine lumea din jurul lor, da? E ce fac? Filmează cu mașinile lor toate imaginele astea, le trimit la un startup, normal că Tesla le face chestia asta, le trimit la un startup, care stau sute și mii de oameni în spate și, de exemplu, delimitează cât este om, este mașină, este însemnă, este și mai departe. Cam asta poate să meargă și în Moldova, dacă cineva ar face așa un startup, și cu forță de muncă e ieftin aici. Și este solicitare pe asta de America, da? Pentru da, practic, companiile și deja valorează miliarde, da. Ok, good point. În ce domeniu crezi că trebuie cele mai multe soluții tehnologice? Moldova? Noi vinem, vinem aici, cred că nu știu, Moldova... Dacă noi să folosim resurse naturale, probabil agricultura și generatul restul, cumva tot digital. Adică, altceva e roză, în afară de asta. America nu s-a dezvoltat. Și cineva au părut băieții, mi se pare că start-up-uri cu Agrotech sau cum vreau să fie, da? Agrotech. Dacă vrem să ridicăm Moldova. Da. Alta, că îți faci și orice start-up la extern, care oferă servicii și traduie mai în Moldova. Și care sunt avantajele? Deci forța de muncă ieftină, da? Pentru a fi based în Moldova. Altele? Altele nu. Și taxare. Taxe nu astea zic tot de mare. Poți să dai salarii mari în Moldova? Când în parcă IT? Păi ești oricum mult mai mari. Cât... Oricum mai mici. Da. Ok. Prețurile deja s-au aplicat la programatori foarte mult în ultimii ani. Cred că știți de-aia. N-ai de găsit cu 500, acum cu 2000 cauți, nu are și nimeni referent. Următoarea întrebare, cred că vine din zona de IT. În timpul dezvoltării unui produs, accesul utilizatorilor direct la developer, e un blestem sau un beneficiu? Eu, de exemplu, acum am făcut sistemul ăsta două, practic doar pe telefon. Mă sunau, mi-a cu jucătare. Mă suna, trebuie asta. Tăc, două rânduri de cod, deploie și era. Adică, practic, dacă tu începi să formalizezi chestiile astea, nu știu, tremuri, nu știu unde, să le pui în coadă, PMA-uri, de 3-4 ori scade viteza și zic. Dar atunci când e un fel de agile, repede faci, mai ales în timpurile astea de criză, eu discutam, de exemplu, la voluntari cu Natalia, mai mult cu Oriona și de parte ce am făcut Octavian de la Ministerul Muncii, în care mă suna, nu știu, la 11 noapte mă suna și îmi spune că poți face asta? Ei din tăi întreabă, dar poți face asta? Da, adică dacă vrei ce mai trebuie. Dar pentru că oamenii care nu cunosc IT-ul, cumva au frica asta, eu mă consider cumva un fel de Dumnezeu, da? Că pot să fac orice în codul meu. Dar ei întotdeauna au frica asta. De asta îți poate lucra sau nu îți poate lucra? Întotdeauna pun întrebarea asta, da. Involuntară, întreb. Mai
Mai este nevoie de tehnologie ca să revoluționăm criza refugiaților? Ну, и бали, как мы здесь не воешь, не кайфу, как рефудиаться по пакете, нас на пункте требуют. Дары технологии и практики, я не сын для жест, потому что пошалось все кичел, по на фаче систему на допомог, а по из утра пек чел, по Google Docs, а потом на вызов не обспомикал. Там экран, я скажу, нож один, eficient, probabil, dar merge înainte, ajută-o. Adică, practic, tehnologia orice accelerează puțin, dar nu mai mult. Okay. De ce ai cheltuit o lună din viața ta pe voluntariat? Dar eu am intrat într-o capcană și... Istoria a fost în felul următor. 28, îmi pare, a sunat mai mulți oameni și cumva au ajuns Dan Perciun, s-a fost sunat, iar Ministerul Muncii are nevoie, a fost sunat ministrul. Că acolo numai refugiați, să fie într-o duș, într-o formă, ok, da, și de ce am văzut. A doua zi, sâmbătă, a făcut duminic, m-am întâlnit cu domnul ministru și cu domnul Turcanu și le-am arătat cum lucrează asta, eu mai dat niște idei acolo. Luni iar mă cheamă și a zis că mi-a hotărât ca platforma ta că te-a făcut și central. Mi-a arătat niște slide-uri și că aici era și central, nu vă fel. Și deja am adunat 1-1-2, linia verde, depozitele, necesitățile care eu de la centrele de plasament, integrarea cu primărie, primărie deja mai avea un alt sistem în care introduce oameni. Acum, ieri vor da să le fac toate primăriile din toată Moldova să fie pe platformă, toți moldovenii care oferă ajutor, toți să fie pe platformă, peste deci. Și cum este o vorbă, știi, a intrat Ioan în joc, joc, până la urmă, cam asta fac și eu acum. Ați mai plantierul în jocul ăsta sau deja gata? Dar eu cred că mai fac câteva șmecherii și cumva trebuie să lucrez singur toate sistemele astea. De că la voluntari cam merge tot. Aplicația nu m-am mai făcut. Am făcut o aplicație pentru iOS și Apple nu vrea să aprobe, pentru că noi colectăm date, dar aplicația pe contul meu personal. Și acum e cumva să uită așa cosă. Deși văd mi-a tot fix asta face și tot pe contul meu personal. Adică acolo nu au probleme, și au probleme. Până am ajuns la escaladarea situației și mi-am întrebat dacă scrisoarea de la guvernul e ok, să-l dau. Pentru că noi facem asta din motive, nu să colectăm date, dar din motive de securitate. Nu poți să pui doi oameni în contact, unul refugiat și un moldovan și să n-ai niciun tracking. Cam asta e fost ideea. Și cumva s-a arătat răspuns că da, noi am trimis mai departe mai sus, ei pot arăta da sau nu. Și asta nu știu. Dacă se oprim la aplicații pe iOS, tu ai lansat foarte multe, sau puțin așa mi-ai spus trecută. Eu am făcut când era mai tânăr. Astăzi ele mai sunt actuale, cum vezi tu lansarea unei aplicații? Nu, aici lansarea cu aplicațiile a fost o perioadă când era un fel de Wild West. Era foarte puțin aplicații și foarte mult utilizatori. Și acum făceai orice aplicații de tip FAT sau nu știu ce, pune un dolar și înainte. Acum asta nu merge, practic nu cam mult. După vreo 2 ani, a devenit overcrowded, au intrat foarte multe companii puternice pe piață, care investesc, nu știu, Asphalt 9, de exemplu, cred că bagă miliarde din joc și alt. Și normal că un indie developer nu poate să fie competitiv. Și acum ce merge, trebuie să fie tot un integru, aplicația singur nu merge, trebuie să aibă și în spate ceva, un server care dă un fel de plus valoare mai mare în aplicație. Deși eu am făcut aplicații, nu știu, 2048 și am mers super. Înțeles că mai sunt pe unde excepție. Dar aplicații care să includă AI, poate aici e secretul și cumva să delimităm, să găsăm o... De obicei, foarte multe aplicații deja la Apple, dacă ați văzut, au AI în el. Chiar și la aceeași vot mi-ap, când fotografiază fața, determină dacă e față, o față sau două, eu te fac reject, adică spun, trebuie să fie o față în cadru. Deci tot cu ei. Și tot asta e făcut la nivel de
cu aia e chiar de telefon mobil, nu de server. Dar foarte mult se investește aia pe telefon mobil direct spre enterprise. Și care sunt trendurile, dacă să ne oprim la eficiența AI-ului în telefon? Unde putem să găsim zone și nișe de business? No, aici se face puțin altfel. AI-ul de obicei e foarte mare, dar sunt niște mecanisme de a optimiza. De exemplu, numerele reale, calculator se păstrează, de exemplu, cu 32 de biți, 64, tu poți să-l compresezi, tu să fie numai cu 8 biți sau 4 biți. Respectiv, face aia nu așa de exact, dar îl lucrează mai repede și mă ține mai. Și există mecanism de a compresa creierii ăștia și de a pune telefonul mobil. Cam asta se face acum. Adică, practic, orice a ei, dacă îl compresezi destul de mult în detrimentul la exactitate, poți să o bagi în telefon. Este mai mult fancy ca ai aplicația AI sau totuși ai utilă? Nu, oferă o viteză mult mai mare, pentru că round trip-ul ăsta dintre server și mobile, se vede oricum, și privacy, adică tu păstrezi informația omului la telefon, nu o trimezi la server. Și asta dă un plus valoare. Ok. Deci ce am înțeles noi astăzi e că AI este viitorul? Da, eu de vreo 4 ani stau lucrar în zona asta, chiar zilnic, adică nu știu, 80 ore citesc și fac doar cod pentru AI și eu nu reușesc să țin pasul cu tot ce apare nou. Și de fiecare dată când îmi văd ceva nou, era soției și Terminatorul mâine să apară cu ușă, cam asta e. Dar nu chiar așa. Cumva lumea... Trebuie să înțelegi în felul următor. Aia o să câștigi atunci când voi n-ați mai vorbiți. Să mai repet încă. Aia o să câștigi când oamenii n-ați mai vorbească. El așa să fie îmbedat în toate... Detalii, mai spune-o. Nu, gata. El așa de mult o să fie îmbedat în toate produsele soft și voi n-ați mai observați porțiul. Și acum el este și voi nu observați. În orice. E așa la șutiul. Când vă recomandă, știți, un AI special adaptat pentru tine, care s-a învățat în baza la documentul tău. Și cred că sunt foarte multe tehnologii de tipul ăsta. Chiar așa și Facebook, când îți schizi, când îți schizi telefonul, tot să vină aia și determin dacă tu ești tu. Și nu găsim noi o portiță, că să profităm de treaba asta, de treaba asta. Nu o să fie un creier masiv în care se conduc toată lumea. De ce este miliarde de creieri mici care fac jobul lor foarte bine, mult mai bine decât omul. Am înțeles. Planifici să transfere open source ca să poată contribui la cod și alți ingineri? Da, probabil că da. Sharing is caring. Faci parte din comunitatea startup-ului. În ce domeniu crezi că trebuie cele mai multe soluții tehnice? Asta a fost? Asta a fost? Asta a fost? Da, da. De ce asta a fost? Nu mai sunt. De cum de scos Moldova din zona de salarii mici? Pentru să văd cum s-a scos din urmă. Salarii mici la IT? E destul de mare. Să vreți pe oamenii ca ceva. Da. Dar cheltuiești ca în Moldova. Da. Nu, pentru altele programatori în Moldova trebuie să pună din americani, din programatori americani. Spre asta, da, adică tu ai totul mult mai mici în Moldova, comparativ cu salarii tău, de în stagnița în Moldova. Deci este al doilea post de afaceri. Da, dar asta nu știu câteva spune, mai ales cu războiul este și cu inflația. Dă-ne, șăruiește niște hinturi, niște idei. De unde te inspiri, de unde cauți informații despre AI, cum să faci corect research-ul, unde să urmărești trendurile în AI și în general în IT? Nu mai știu. Da, dar de obicei este, dacă vreți să aflați noutăți ca așa, într-o formă nice, frumoasă și este un indian, să drept. Timini's paper pe YouTube, dați și în 2 minute încearcă să ne puteți orice AI nou pe asta. Și să vedeți câte pricoare sunt cu AI, nu știu. De exemplu, pot să desenzi sau restaurează fotografii vechi și le faci ca reale. Sau acum este câteva, 2-3 fotografii a unui om și el îți faci 360 de grade. Foarte mult este
scale, dar voi ați văzut unde cred mai ies generare de fețe. Din vagon de apă am făcut, pentru ca să dau la apă să testeze, am făcut un barrel de vreme de oameni. Respectiv, ca să nu pun oameni reale, am generat un mic ceva de fețe de oameni. Și ne-am dat ca un fel de bel de test, știi, cam tipul ăsta. Pe urmă am încercat să mai fac un truc, tot la urmea cu AI, când un banner unic care să-ți arate că tu, că nu se falsifică cumva titlul la bel, și am încercat să pun fețe de oameni, pentru că oamenii memorializează cel mai bine fețe de oameni. Și mulți se încurcau. Ei credeau că acolo sunt oamenii aceștia participă deja la alegeri, cumva. Și modificații peisaje. Da, și modificații peisaje de acum, da. Generează peisaje, ca să spun. Și care sunt șansele ca, nu știu, AI-ul în aplicația Vault Map să preiei la un moment dat puterea și să... E, nu, este adevărat că noi am făcut algoritmul nostru face împotriva la AI, tot sistemul ăsta. Acum, noi ce încercăm să rezolvăm, fluxul este informațional care vine peste noi, foarte mult este manipulat cu 3 AI, și văd mi-a încercat să rezolvă problema asta prin un alt algoritm care cumva face gamification ăsta de votare mult mai dificil pentru chiar pentru pe AI. Dar asta e o altă temă, noi putem să discutăm despre chestii astea, nu știu, mai facem lucrul în spațiul pe AI. Bine. Și când o să votăm mai, nu știu, puterea noastră legislativă, președintele țării prin aplicația la urmă? Nu cred că va fi deodată. Probabil până la partidul să ajungi, dar mai departe, nu cred. Lumea încă nu e pregătită pentru asta. Poate și 100 de ani, dar... Dar ce suntem totuși cu Vault Map în următorii 5 ani? Cum o să vă dezvoltați? Mergeți pe alte pieți? Încercați să implicați aplicația în diferite industrii? Vă povestești de dezvoltare? Discutam, facem puș la partid. Pentru că partidul încă cumva fac o fel de mejdu saboice, da? Cum mai vorbesc cu oamenii. În care se creează... Și asta e ca așa mare un partid. Când el se creează pe euforie, mai ales de obicei se creează pe lupta împotriva cuiva, după asta ajung la putere, după asta îi se transformă în ceva nociv, care vine alt partid care se luptă împotriva, că rotația asta merge. Și pentru că un partid nu, când ajungi la putere, nu are capacitatea asta de a se democratiza el prin intern. Adică și dacă începe chestia asta să dispară pe intern, practic partidul e ca și mort. Deci zona politică acolo vă focusați? Nu. Asta este ca excepție zona politică. Dar foarte multe organizații de tipul Uniunea Vocaților sau Sindicatele sunt targetul. Deci asociația... Chiar și CZP-ul am discutat, am arătat cum lucrează chestiile astea și așa. În cât timp astăzi se poate reprofila în zona de IT, neavând cunoștințe tehnice și... Mâine, cine vrea să facă bani? E foarte ușor, nu e așa de complicat. Lumea crede că IT-ul e matematică, dar asta nu e drept. Este un subset a programatorilor, este competitive programming, și, de exemplu, fișorul meu e foarte bun în asta, adică, practic, el nici știe probleme care faci și nu le înțeleg. Da? Dar asta e o excepție, competitive programming. Programatorul, majoritatea timpului, ce face? El știe un fel de... Cum ar ști romane, da? Și memorizezi toți actorii, numai tu memorizezi funcțiile, clasele, cum se le chemi. Și când îți trebuie să faci ceva, îți aduce nimic. Ea ca, aha, eu acolo știu că este, mă duc și caut pe Stack Overflow sau pe Google și deodată îți dă... Practic, tu te transformi ca să cauți ceva rapid. Exact ce-ți trebuie, găsești, de asta își spune că este un site, ține și Stack Overflow cu programator, un fel de grup, da? Și odată a murit și lumea să râde că toți programatorii azi nu lucrează. Asta e. Programarea nu e așa de greu cum crezi și e foarte vastă. Puteți să începeți ceva simplu, să faci un site, un HTML,
Este un curs foarte bun la Harvard, mi se pare că este CS51, mi se pare că așa se numește. Harvard X. Harvard X, CS50. Da, CS50, ok. Și el e curs pentru special pentru studenți care nu știu unii de programare. Eu vă recomand să vă uitați și după asta o să vă dați seama în ce zona programării puteți să vă duceți. Pentru că el urmărește începând ce înseamnă un bit, ce înseamnă un site, ce înseamnă un skill și așa mai departe. Și foarte după asta, eu pe toți când... Și foarte mulți vin, de exemplu, prietenii mei mă întreabă, dacă afiori nu vreau să vezi programare și recomand. Eu că tu uiți acolo, după asta vii și mă întrebi. Așa nu pot să spun nimic. Cam asta e un fel de curs de inițiere pentru cei care nu au idei și programare. Investești în alte startup-uri? Nu. De ce? Ok. Pentru că eu consider că am mai mult... da, eu pot să investesc cu mine, adică nu investesc în alții, cam asta e din. Poate cândva, când nu o să mai pot eu, o să investesc în alții. Dar acum... mai mult am încredere în ideile mele, în alții. Adică angajezi oameni? În aproape de dată? Eu nu angajez, eu fac sau. Investesc. Deci următoarea întrebare, de ce... Investesc în AI-uri, ca să spun așa. Dar tu faci partea aia, dar cineva trebuie să vândă. Angajările astea? Eu nu angajez sub mine. Noi, de fapt, am făcut o plan cumva pe 3 ani înainte, la ce etapă și cam de ce oameni să avem nevoie. Da, și avem și o listă. Da. De oameni. Angajările astea o să aibă loc, înțeleg corect. Da, dar sunt niște step-uri care... Da, eu pe 10 ani înainte nu aveam miliard de acolo scris. Aruncat un link, poate cineva vrea să fie partener sau angajat. Dă niște sfaturi studenților din Moldova ce să învețe, cu ce să se ocupe ca să aibă un viitor de ce. Unicul sfat, cred că la studenți, get things done. Asta e studenții care nu get shit done. Asta e studenții la care, la toți studenții lipsește asta. Adică, practic, toți studenții care... Eu am predat și la universitate de 45 ani, nu știu cum. Practic, la toți studenții lipsește chestia asta. Nu sunt disciplinați și nu fac pe la urmă lucruri care trebuie să fac. Dar asta e cel mai important de programare. Nu contează cum faci, principal pe la urmă să faci. Am un feeling că nu doar studenți vor să aplică teoria. Nu? Get shit done. Da, probabil da. În legătură direct cu noi este Yuri Dudi. Moldavski startup може заработать на российском рынке. Precisă. Ce se întâmplă? Hai să formulăm altfel. Ce se întâmplă cu casa din Rusia de aici? Se jeli mare acum. Ești așa era jeli mare până la criza asta, dar acum foarte mulți, nu știu dacă știți, citeți foarte mulți IT-șnici din Rusia cu gândați să vorbim de jurii în Rostov, pentru că îi înțeleg că nu am nicio șansă foarte să fac ceva. De obicei, industria IT-ului în Rusia lucrează în afara țării și dacă tu nu ești în afara, dacă ți-ai un scalaj de a primi bani și așa mai departe, erau câteva proiecte acolo, era Yandex, era Sber, era... Nu, Yandex e o companie mare care e de stat, practic, ca să spun așa, și Sberbank, dar... El a fost, chiar și așa în contact, el a fost acaparat de stat. Foarte mult e... Asta e și neajuns în Rusie, dacă tu devii mare, practic, ești control ăsta fort. Și mai nou și în China asta. A, în China acolo întreagă, e lăptat mai scăpând de aruncă, short. Ce se întâmplă cu zona? În China se naționalizează toate companiile care au profit și care sunt de adare, acum tot se naționalizează. Nu știu dacă știți, de exemplu, sunt interzis toate startup-urile care pe educație nu mai au dreptul să vândă, cumva shares și așa mai departe, la bursă iasă. Dar, iată, în China nu este sistemul ăsta de investiții cum ne mod. China tot nu are un sistem de sicon, cum în America. Da, deoarece piața așa de mare, se creează diferite workaround. De exemplu, se creează în Hong Kong companii care
care emite shares, dar compania aceea are un agreement cu compania chineză în care un fel de vot, nu vot, drept de vot, să spun așa, din board lor. Și ca lumea care cumpără din alte acțiuni, nu cumpără la companie chineză, dar cumpără la companie din fel de companie fake, să spun așa, sau din Hong Kong. Și cumva a început Partidul Comunism acum să schimbă la și tactica de naționalizare, spun așa. Și dacă ați văzut și Jack Ma, Spărut și mai sunt mulți oameni, mai mulți din ce au dat și au dat demisia și așa, de fapt, merge în întreagă revoluție acolo. Dar ce părere ai despre piața Indiei? Cum se dezvoltă acolo? India cred că o să întreagă China, de rău. E una din cele mari. Dar China s-a și așa mai puțin. Acum YSU, de exemplu, investește masiv în China și în Nigeria. Adică sunt piață cu foarte mult populație și respectiv. Populația asta e săracă, e acum devine o leacă mai bogată și ea se parcurgă. Dar avantajul chimic e practic cele mari țară democratică. Și chiar și noi robot mi-am cel mai mulți. Cei mai mulți downloaderi din India sunt. Locul de. Cei mai bine în Indonezia? Sfătii? S-a trimit tot ce mai mult în India. În ce tehnologie Moldova ar trebui să specializeze ca să devină lider global sau regional? Aia, da? Aia e, dar noi să spun un fel de tot de postul de roboței mitei. Care ajută ea să devină mai deștept. Noi ca populație, nu avem de ajuns resurse. Acum, ea e pe care are de ajuns foarte mare. Lui trebuie foarte mult de dati ca să învețe. Omului trebuie foarte puțin de dati ca să învețe. Dar ea trebuie să dai, nu știu, de exemplu, dacă vrei să determini, să înveți să determini dacă plămânii au cancer sau nu, trebuie să iei, nu știu, 10.000 de imagini, da, cu cancer și fără cancer. Pe când la un doctor poți să-i răs numai 200. Da? Ați înțeles diferența. Acum, noi dacă vrem să facem una ea, nu știu, Moldova, oricare, sau presupunem că apare pe o companie, nu știu, care determină ceva, nu știu, chiar, ok, nu ce parte așa, și cancerul plămânii, da? Ți-ți trebuie 10.000 sau 100.000 de oameni, tu n-ai în Moldova din Rusia și arată de dati. Ați înțeles? Unic avantaj sunt unele date deschise, în care este pe kaggle.com, puteți să vă duceți să luați datele deschise și cumva să le folosiți, dar asta nu e prea serios. Am și vrea să răspundem o întrebare în forma în care moldovenii să scrie, da, să facă big data, să ajute motorașele AI să funcționeze și să oferă informații. Întrebarea era care tehnologie trebuie să fie adoptată în Moldova ca să fim cumva lideri. Big data cumva a fost un trend până la AI, nu știu cum să numească, un big data. Acum tot asta e imediat făcută AI. Dar, nu știu, noi începem să ne circulăm în jurul AI. E viitor. Acum eu nu știu atâtea outcome-urile care noi din Moldova putem să generăm aici. Abilitatea unui om de a programa va fi la fel de solicitată în 50 de ani? Probabil că da. Să mă exprim puțin altfel. Inteligența artificială de obicei nu vine ca să schimbi întotdeauna în totalitate un om. Dar să-l ajute să devină mai bun. Chiar eu mi se pare că mi s-a luat o imagine de pe Twitter cât de bine au devenit oamenii la un joc după ce au început să joace cu împotriva la ea. Am așa e. Adică în viitor o să vă duceți la medic și dacă el nu o să aibă mecanismele astea de inteligență artificială în unealtă, nu, pur și simplu o să dispară pe piață, sau voi n-ați vă duceți la el, da? În viitor, de exemplu, dacă o să fii taxistul, ia că aici e cu taxistul, da, poate să-l schimbă cu tot. Adică tu nu, pur și simplu, n-ai schimbă un taxist, om, pentru că el nu face, ăsta, ei nu face accidente, da? Statistic. Taxiștii folosesc pentru itinerarul cel mai bun. Acum, da, dar e așa la algoritmic, nu e până aia.
Mai sunt și cu... Mai spune așa, toate profesiile în care necesită o muncă iterativă, de câteva secunde, minute, ele o să fie cu totul scoase de către AI, de pe piața muncii. Dar munca creativă sau mai complexă, de obicei, AI o să vină ca unul ăsta de adăugătoare, pentru noi, ca să o fac și mai bun. Cam asta e treaba. Deci umanitatea o să rămână în zona de creație. Umanitatea întotdeauna o să, da, o să ducă, chiar așa o să vede tot, creation economy și așa, parte, mulți deja nu mai duc la fabrică, nu se mai duc la prășită, pentru că mulți influenți. Da, vedeți că nu chiar aici la prășit de dați mult influențări, dar acum... După influențări, care o să fie trendul? În ce o să... O lăsați să apasă o bucată de Instagram ulterior? Nu, acum, în lume, au apărut, ok, câțiva ani în urmă, 2-3 ani în urmă, s-au pornit... A fost sharing economy, în care lumea a început Airbnb-ul cu taxiuri și alfari, în care folosesc fix aceleași... Hai spune, lumea fizică o folosesc pentru a face sharing, o face mai ieftin. Acum s-a pornit un nou trend, se numește creation economy, în care tu te duci pe platformă, creezi ceva, text, nu știu, imagini, cântece, și lumea direct îi plătește pe tine. Adică nu mai este direct ăsta cu publicitatea, dar lumea te plătește direct pe tine. Și respectiv care e cei mai buni, respectiv mai mult subscriber, metoda de subscriber e cel mai bun. Și este pentru jurnaliști, de exemplu, este Stack Overflow. Adică în Moldova ar fi bine, de exemplu, să apară totuși un Stack Overflow, în care jurnaliștii moldoveni, într-adevăr, îți plătesc de către cititori direct, nu prin publicitate și mai departe. Dar aici e iar, intrăm în zona asta, că Moldova așa e un titic, că nu are nicio jurnaliști. Și ce părere despre tehnologia NFT, tot spune de creație și... E o scară. Chiar să mă repede încă o dată? Au fost toți, sunt mai mulți scamuri, ICO, au trecut peste el acum NFT-urile, dar așa, linii, în câteva linii, cumva scamerii ăștia care inventează diferite metode de a scoate bani din oameni, au dat peste lumea asta de creație, în care acum intră și cumva asta. Dar de obicei, toate volumele care le vedeți la site-urile astea de cumpărări, le sunt nu sunt rare. Pe final de seară, hai să ne imaginăm și noul trend de la Zuckerberg cu Metavers. Ce părere ai, o să fie mai mult online decât offline? Da, Metaversul e cumva 50-50. Eu sunt sigur că... Deși eu sunt jocuri de tipul, hai să spun, Minecraft sau mai sunt acolo Fortnite și mai departe, care cumva... E cele similitudini care și Metaversul care vreau să-l facă Zuckerberg. Părerea mea e, pur și simplu, că Facebook acum încearcă să schimbe chefca, pentru că el a fost canibalizat foarte mult de către Congres și de către presa americană și europeană. Și cumva încearcă să mute atenția spre metaversul. Dar eu cred că nu o să primească nimic, o să rămână mai departe produsul principal Facebook-ul, Instagram-ul și WhatsApp. Rămânem totuși în offline, nu o să... Da, sunt fake trenduri. De obicei Google Glass, pe care eu tot l-am prezentat cât tu vrei și de-aia în urmă. Zeci? Zeci? Tot, da, cineva de la multe ori m-a rugat și chiar a făcut și aplicații pentru dânsul, da? Da, tot, ok. Am făcut chiar și o aplicație într-o sară pentru dânsul și nici ca pe firmă și ceva ofertat pe ecran. Dar... E fake trend și foarte ușor poți să-i determini când te joci cu el și după asta ți-i totul. De exemplu, eu când am luat iPhone-ul, eu nu puteam să-l las în nou, din mână. Da? Chiar dacă tăți împrejur, spune că e scump, nici nu n-a scumperi, n-a să aibă bani și așa mai departe, el, tu l aveai și nu puteai să-l lași din mână. Adică așa de util era. Tu dacă stai cu Google Glass, ok, o zi, două, trebuie să începi să tu cosă la tine și te deranjează chestia asta. Fix așa și cu Oculus. Ochelarii ăștia virtuale au ajuns că unii oameni care au și rău de lumea asta virtuală, pentru că el nu simulează exact cum o creează ochiul, ca și nici ala să fac chestia asta, dar mulți își pierd, nu pot să schimbă timp în momentul acesta. Ca și concluzie pentru seara de azi, dacă te apuci să faci un produs fel atât de calitativ, să nu se sată de vânt. Da, get shit done.
Ești, da. Prieteni, mersi, Vitalie.